vorbim de mâncare. Ce v-a făcut cu ochiul din toate bune? Aoleu! Sincer, iubesc preparatele turcești, tătărăști, musulmane. Faptul că am crescut împreună aici cu turcii, vreau să vă spun că șuberecul aș mânca până, cum se spune, cum spune românul, până îi pleznește burta. Da? Apoi, de ce să nu spun, există acea ciorbă de nuntă specifică tradiției musulmane la nuntă, care este extraordinar de bună. Parcă e ciorbița noastră rădăuțeană. Foarte bună. Apoi, mielul în cocă, da? Piperchii țargăsiti de la români, da? Apoi, de ce să nu spunem prăjiturile, baclavaua turcească, sarailia turcească, plăcinta de praz, plăcinta de praz, care de asemenea este foarte bună. Și spun eu de fiecare dată că româncele se iau la întrecere cu musulmancele și acolo unde participă cumpăna la activități în aer liber, așa cum a fost la Muzeul Astra din Sibiu, în piața Sfatului de la Brașov, în piața Mare de la Cluj, au câștigat concursurile, plăcinta dobrogeană și baclavaua turcească au bătut și au câștigat, sincer vă spun, concursuri de gastronomie tradițională din cele mai frumoase zone etnofolclorice, etnogeografice ale României. Dar mai mult decât atât, mirosul de la șuberecul turcesc, care se pregătea acolo, în fața clientului, de asemenea, a fost atracție la aceste concursuri. Nouă nu ne este rușine să ne prezentăm oriunde cu etniile Dobrogei, așa este intitulat, meniul cu care Comuna Cumpăna participă an de an la concursurile de la nivel național și internațional. Nu pot să vă spun că le doresc succes tuturor gospodinelor, indiferent că vin de la Rușii Lipoveni, de la Ghindărești, ați văzut ce preparate deosebite au expus pe masă, mai rămânea să vină cu cea unul cu borș de pește și atunci meniul era complet. Ce avem în tavă acolo? Miel în cocă. Se face foarte simplu. Deci, fierbem cărnița, adică în tavă, după care condimente alea de toate și deasupra coca, după ce este făcut deja preparat bun, așa să ne placă cum arată ca așa, și se pune coca, după care se pune încă o oră la copt. Și la cuptor, da, bineînțeles. Și atât, mare lucru nu e, dar trebuie să aibă foarte multă, când faci acest produs, multă dragoste, iubire, să-ți placă ce faci și în momentul când îți place ce faci, iese perfect. Cel mai dulce preparat este baclavaua și sarailiile specifice, deci baclavaile și sarailiile specifice Uniunii Tătare și Uniunii Turce. Care se face mai dificil? Amândouă sunt la fel de dificil, dar la mâncat sunt foarte ușor de digerat. Sunt dulci și gustoase. Cele care seamănă cu niște eclere, să le zic așa, de fapt ce sunt? Minuni? Minuni, tulum batat lăsă. Se fac dintr-o cocă, cu compoziție, cu ou, cu făină, cu sare, cu... și ele se prăjesc în ulei. Dar forma aceea stelată, cum da, o capătă? Se trece printr-o formă, cum sunt și biscuiții, se trec printr-o formă. Deci e o formă cu un cap metalic și din pânză partea finală și după ce se prăjesc în ulei, pe urmă ele se însiropează și se pudrează cu nucă deasupra. Cobete? Ce? Cobeteu este plăcinta cu carne. Ea are această formă acum mai evoluată, că înainte se făcea la cuptor, era într-o cratiță mai mare, se punea coca de desubt, se punea compoziția preparată și deasupra încă o foaie și a se rula de jur împrejur. Și pe urmă se tăia acea tavă mare, se porționa. Pe când acum am zis, ca să fie mai ușor așa când gustăm, s-au făcut, da, au evoluat, forma mai evoluată. Deci la baclavale se muncește foarte mult, la gârtlac se muncește foarte mult, la penir, la saburma se muncește foarte mult. Ce e acesta? Acesta este etli saburma, o plăcită cu carne, o ruladă cu carne, dar din foi. Ce fel de carne? Poftiți? Ce fel de carne? Carne de vită. Cum se face?
Carnea tocată cu ingrediente, ceapă, sare, piper, așa, foi, se întind foi, se pune carnea tocată înăuntru, se rulează și se bagă la cuptor. Spun că are un gust demențial. Sigur că da. Aceleași vișine? Aceea e o tartă de vișine. O tartă, o tartă normală de vișine, cu vișine. Și cabac, ce înseamnă? Este o dulceață de dovleac cu nuci. Să dovleci tăiați bucățele și se face un sirop, după care se adaugă nucile. Mantii? Sunt niște colțunași cu carne. Noi la Cumpăna avem peste 1000 de frați ca naționalitate musulmană. De aceea le respectăm religia, de aceea le respectăm tradiția și fie că dumneavoastră îl numiți Allah, noi îl numim Dumnezeu și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a permis astăzi să ne desfășurăm activitatea și în aer liber.